Putem să vorbim de strategii, da, putem să vorbim despre planuri, putem să vorbim despre obiective, putem să vorbim chiar și despre realizări, pentru că există. Însă toate acestea nu se pot face decât cu resursa financiară și cu resursa umană necesară. Evident că pot să vă spun foarte multe lucruri despre ceea ce am făcut, cel puțin într-un interval scurt și recent de timp, și ceea ce ne dorim să facem. Aș vrea, în primul rând, să subscriu și să susțin ceea ce s-a prezentat până acum. Îmi pare rău că doamna Deac a plecat, dar mesajul dânsei cred că ar trebui să fie unul cât se poate de clar și cât se poate de asumat pentru fiecare dintre noi și pentru fiecare dintre lideri de opinie care ar trebui să sensibilizeze și să atragă atenția asupra problematicii cu care ne confruntăm. Și o spun tocmai din perspectiva noastră a Casei Naționale de Asigurări de Sănătate și din perspectiva analizelor pe care le facem periodic și a evoluțiilor, a trendurilor, a perspectivelor pe care trebuie să le vedem împreună. Vorbind despre unul dintre cele 14 programe de sănătate pe care Casa Națională de Asigurări de Sănătate le gestionează, vorbind, dacă vreți, ca și cifre, despre cel mai important program național de sănătate, pentru că este programul care este cel mai finanțat dintre toate. Nu înseamnă că și la nivelul la care ne-am dorit sau la nivelul la care ar trebui să fie, dar cel puțin în anul 2018 avem o finanțare de peste 1,5 miliarde de lei, ceea ce înseamnă mai mult de o treime din total programe pe care le finanțează Casa Națională de Asigurări de Sănătate, acoperind circa 130.000 de pacienți pe care încercăm să-i tratăm. Programul Național de Oncologie are ca obiective atât tratamentul medicamentos al bolnavilor cu afecțiuni oncologice, evident atât adulți cât și copii, monitorizarea evoluției bolii la pacienții cu afecțiuni oncologice prin PET-CT, reconstrucția mamară după afecțiuni oncologice prin îndoprotezare, diagnosticul și monitorizarea leucemiilor acute la copii și adulți, radioterapia bolnavilor cu afecțiuni oncologice realizată în regim de spitalizare de zi și diagnosticul genetic al tumorilor solide maligne la copii și adulți. Aș vrea să ne uităm puțin retrospectiv pentru a se înțelege inclusiv evoluțiile care au avut loc în cadrul programului. Și mă bucur că ne aflăm chiar în cadrul Parlamentului, pentru că aici s-au luat foarte multe dintre deciziile la care recunosc că și eu, de pe pozițiile anterioare, am fost martor. Mă refer aici inclusiv la introducerea acestui program de endoprotezare mamară, care a fost o decizie luată la propunerea Ministerului Sănătății, dar susținută de către Parlamentul României, de către cele două comisii de specialitate de sănătate, și care au însemnat un semnal puternic pe care ne doream cu toții să-l transmitem cu privire la șansa de reîncadrare socială, la șansa la susținere socială și morală și psihologică a pacientelor și, evident, un program pe care, acum monitorizându-l, vă spunem că nu și-a atins obiectivele, pentru că deși avem un buget substanțial pe care încercăm să-l finanțăm și să acordăm și să încurajăm ca pacientele să beneficieze de acest serviciu integrat, cu toate acestea, nu toate pacientele care sunt în program optează sau sunt corect informate cu privire la oportunitatea endoprotezării. Deci sunt câteva aspecte care țin și de ceea ce se vorbise mai devreme vis-a-vis de educație. Educație pentru sănătate, de informare, de acces la informații, de aspecte care ar trebui să facă parte dintr-un sistem integrat și care să ofere pacientului, exact așa cum spunea și doamna Bianchi mai devreme, întreaga plajă de informații care să îl facă un pacient informat și care să îl determine să ia cele mai bune decizii cu privire la propria lui sănătate, evident alături de
specialiștii din sănătate. Tocmai de aceea, cred că și celălalt element care a fost punctat mai devreme, partea de susținere psihologică și de implicare activă a pacienților la, atât în partea de procedură terapeutică, dar și ulterior post-terapeutic, sunt elemente care trebuie să fie avute în vedere într-o viziune mai de ansamblu a întregului act medical. Au fost elemente de actualitate pe care le-am introdus atât în contractul cadru din acest an, au fost elemente prin care am încurajat și încurajăm în continuare medicina primară să dețină un rol activ în depistarea precoce a cancerilor, premiind în momentul de față, dacă vreți chiar, pe medicii de medicină primară atunci când sunt detectate mai multe cancere, care, evident, fiind tratate într-un stadiu incipient, reduc din povara bugetului nostru. Și poate că asta ar trebui să constituie exact o premiză și o discuție spre o schimbare de gândire și de paradigmă cu privire la întreaga procedură de finanțare a sistemului de sănătate din România, care ar trebui să plece de la a viza o abordare, haideți să-i spunem, value-based reimbursement, în care să țintim valoarea, să țintim un rezultat, dar un rezultat final, nu doar un tratament propriu-zis, dar fără a monitoriza în continuare pacientul până la momentul la care el este vindecat. Și tot în acest context ne aflăm la sfârșit de an, la sfârșit de interval în care au produs efecte HG-ul cu privire la programele naționale de sănătate și construim în momentul de față noul HG cu privire la programele naționale de sănătate, care ne dorim să fie unul, în primul rând, orientat mai amplu, mai programatic în timp, pe un interval de minim 4 ani de zile, oferind, așa cum spuneam, predictibilitate, dar totodată apreciem cu ajutorul specialiștilor, cu ajutorul comisiilor de specialitate de la Ministerul Sănătății, cu ajutorul profesioniștilor din sistem, să avem posibilitatea să revizuim într-un mod cât se poate de eficient tocmai acele programe pe care putem să fim mult mai aproape de pacienți, în care putem să vizăm mult mai bine rezultatul, în care indicatorii să fie indicatori de performanță real cuantificați, pentru că acesta ne ajută foarte mult și în justificarea optimă a finanțării la nivelul Ministerului de Finanțe. Aș vrea să închei oferind și câteva perspective. De acord cu toate principiile discutate, de acord cu propunerile care au fost făcute, evident constituie și priorități și obiective pentru noi. Și cu atât mai mult, cred că în acest context este important proiectul pentru care am aplicat recent, în urmă cu o lună de zile, la nivelul POCA. Este un proiect substanțial, un proiect care își dorește să se deruleze pe intervalul la 3 ani de zile, și care pleacă tot după modelul după care s-a discutat mai devreme, de la extinderea conceptului de data mining și de business intelligence în procesul de luare a deciziilor. Și spun acest lucru pentru că, într-adevăr, Casa Națională de Asigurări de Sănătate deține foarte multe date cu privire la pacienți, deține evoluții, deține trenduri, deține elemente care ar trebui să constituie elementele principale de la care să se plece la adevărata reformare a sistemului de sănătate din România. E vorba de datele medicale. Și spun acest lucru pentru că, așa cum am gândit proiectul pentru care am aplicat, ne dorim să ajungem, cu ghilimele de rigoare exprimându-mă, să cumpărăm timp. Să cumpărăm timp pentru pacienții noștri, care au nevoie cel mai mult, să cumpărăm timp pentru profesioniștii noștri din sănătate care au nevoie de a avea un suport de luarea deciziilor mai mult decât important pentru ei, tocmai pentru a putea să fie mult mai aproape de un diagnostic oferit pacienților și, de ce nu, evident, să oferim posibilitatea, tot la fel cumpărând timp necesar,
tuturor specialiștilor din administrația publică care să poată să aibă la îndemână cele mai corecte elemente care să îi asiste în procesul de luare a deciziilor, atât din punct de vedere legislativ, cât și din punct de vedere al fundamentării bugetului necesar. Sunt foarte multe elemente pe care vrem să le facem mai departe, dar evident la care solicităm ca de fiecare dată și sprijinul tuturor celorlaltor actori implicați, pentru că doar împreună putem să atingem obiectivul propus. Iar obiectivul nostru propus cu siguranță este cel pe care îl transmite și Organizația Mondială a Sănătății de fiecare dată: eu pot, noi putem.